Cum s-a desfășurat furtul? Foarte rapid, 2 minute. Avem o grămadă de camere și senzori. A sunat, dar în 2 minute, până să venim noi, a avut timp și să fugă. Ne-a luat banii de indemnizație persoanei cu handicap, care a fost zi de salariu, peste 70.000 de lei. Sperăm să-i găsim, că se văd umbrele, avem suspiciuni, să-i găsim pe următoarele camere care sunt în derulare, de-a lungul drumului județean, să vedem cine sunt. Domnule primar, dar a avut totuși tupeu, că aveți comuna împânzită de camere de supraveghere. A știut exact, noi pe spate avem 4 birouri, 4 geamuri, deci avem direct la biroul care, la geamul în care a fost. S-a uitat prima dată, a plecat, probabil cineva de la distanță a spus, vezi că este al doilea geam, s-a întors cu ranga și n-a făcut. Era la pont, credeți? E la pont, fiindcă noi ieri pe persoana care avem dubii despre ea, a venit, a plătit impozitul, a stat pe aici pe afară, s-a uitat, s-a dus prin spate pe la mașină, noi ne-am urmărit din umbră și el a dat mai departe la cineva. Se vedea, dacă intri în primărie, vedea oricine, eu dacă intru, vedeam unde e seiful cu bani? Nu, fiindcă seiful cu bani era într-un fișet și tot timpul ăsta. Umbla la el numai dimineața și seara. Dacă nu era prins, domnule primar, cu niște din astea, comeșpanuri în perete. Dar peretele este din cărămidă. Normal ar trebui să ai niște strâmbi de beton și asta. Asta cu prinsul a venit cu ranga. Câte kilograme avea? Putea să-l ia singur? Putea să-l ia singur, mai mult de 20 de kilograme nu avea și asta. Deci credeți că a folosit ranga să spargă geamul, să forțeze geamul și apoi și casa de bani ca să o facă? Păi nu putea să scoată casa de bani dacă n-avea rangă și acolo. Deci am prins ăsta, sunt documentele date pe jos, noi n-am intrat acolo, a intrat numai băiatul la situații de urgență. Imaginea care apare aici se transmis și la șeful de post, la mine, la viceprimar, ne urmărim în fiecare zi când ăsta. Avem un sistem care ne alarmează și pe noi. Da. Dar, vă dați seama, în 2 minute, pe ce am venit noi era târziu. Mulțumim.